subtitlul Misterul Nașterii, Muzeul Armean Edward și Helen Mardigian din Ierusalim a organizat o expoziție de manuscrise armenești vechi și rare despre nașterea lui Isus, inclusiv unele piese păstrate în Biblioteca Bisericii Ortodoxe Armene Sfântul Iacob. In the collection we are showing 15 manuscripts. Expoziția conține 15 manuscrise care datează din perioada cuprinsă între secolele 13 și 16. Manuscrisele au fost iluminate în Armenia, în Cilicia, dar și aici, la Ierusalim. From Armenia to Cilicia to Julfa, also including Jerusalem. Expoziția începe cu genealogia lui Isus, așa cum este menționată în Evanghelia după Matei, apoi cu Buna Vestire, vizita magilor și se încheie cu prezentarea lui Isus în templu. Miniaturile diferă în ceea ce privește stilul, utilizarea culorilor și semnificația lor în diferitele epoci. Cele mai importante piese expuse sunt ale miniaturistului armean Toros Roslin, care a trăit în secolul al XIII-lea și a lucrat la Curtea Regală Armeană și pentru Biserica Armeană. Miniaturile sale sunt caracterizate de mișcare, expresie și culori vii, în special roșu și albastru. For Toros Roslin, it's used very expensive. Roslin a folosit materiale foarte prețioase, cum ar fi aurul, dar și culoarea roșie extrasă dintr-o insectă și culoarea albastră extrasă din piatra prețioasă albastră, care este mai prețioasă decât aurul. Which is a precious stone, expensive than gold. În Nașterea, realizată de Roslin, Fecioara Maria stă pe o pernă roșie pentru a indica faptul că este de origine regală, în timp ce albastrul, simbolul purității, este culoarea lui Hristos. În unele manuscrise, mantia lui Hristos este colorată în roșu pentru a indica moartea sa. Potrivit tradiției armene, bazată pe Evangheliile apocrife, oasele Evei sunt îngropate în peștera unde s-a născut Isus, iar cele ale lui Adam sunt îngropate sub calvar. Expoziția, care a fost deschisă cu ocazia Crăciunului armean, sărbătorit pe 18 ianuarie, a atras interesul multor vizitatori. Mulți oameni au venit să viziteze expoziția. Evrei, arabi și armeni din diferite țări, care au venit de Crăciun din America, Grecia și Franța. Din America, din Luna, din Franța. Zuarmacanu Arman Bas. În ciuda ploii, am crezut că e bine să vin aici pentru a mă bucura de această minunată expoziție. Cred că este o expoziție excepțională, mai ales în ceea ce privește nașterea lui Isus. Prezența armeană în Țara Sfântă este veche de mii de ani. Armenia a fost, de asemenea, prima țară care a adoptat creștinismul ca religie oficială. Expoziția despre nașterea lui Hristos a avut o influență deosebită asupra vizitatorilor armeni. Am venit în calitate de armeancă să vizitez muzeul, să admir civilizația noastră. Suntem foarte mândri de religia și cultura noastră. Armenian.